conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Ucraina riscă o catastrofă umanitară, este apelul din partea Confederației Caritas Internationalis, născută în 1951, să fie garantate protecția și accesul asistenței umanitare, de asemenea să fie garantată libertatea de circulație pentru cei care fug de conflict. Confederația Caritas lansează un apel de urgență pentru a sprijini activitatea Caritas Ucraina, apel la care a răspuns și Centrul Diecezan Caritas Iași prin prezența la graniță în Vama Siret din județul Suceava, pe de-o parte pentru a vedea care este situația persoanelor ucrainiene care se refugiază pe teritoriul țării noastre și pe de altă parte să vadă în ce mod poate ajuta cumva în cadrul programului național intervenții în situații de urgență și calamități naturale din cadrul asociațiilor Caritas. Care este atmosfera acolo? Ce putem face și ce se face deja în acest sens? Ne dorim să discutăm cu invitatul nostru de la această oră. Mă bucur să îl salut alături de noi prin telefon pe părintele Iosif Iacob, directorul Centrului Diecezan Caritas Iași. Lăudat să fie Iisus Hristos, bună dimineața și mulțumim pentru prezența în emisiune. În vecii vecilor, amin. Bună dimineața și îmi pare bine să ne auzim pe calea undelor, din nordul Moldovei, din Siret. Exact. Invitația era pentru a fi prezent aici în studio, dar tocmai din cauza acestei situații vă aflați în locul în care, să spunem mai mult, ca oricând este nevoie de ajutor. Spuneți-ne cum a hotărât Caritasul să intervină, care este situația, cum se prezintă acum toată această situație? Noi suntem deja în Siret, într-o primă scurtă vizită, pe care am făcut-o în urmă cu două zile, încercând să verificăm puțin, să vedem care este situația în vamă și ce s-ar putea face, cum am putea interveni, în așa fel încât să venim în sprijinul persoanelor care caută puțină liniște, pace, refugiu, plecând din calea războiului și trecând granița spre România. De ieri am deschis un centru de primiri, de primire, un centru de tranzit, îl numim noi, întrucât nu ne dorim ca în acest centru, care oferă 20 de locuri pentru refugiați, nu ne dorim să rămână prea mult timp să ocupe aceste locuri, cu speranța ca cei care ajung aici să poată după aceea să se orienteze spre locuri, nu știu, mai sigure sau unde pot să lășlui pentru o perioadă mai lungă de timp. Dar, în general, cred că asta și caută ei, nu caută să stea permanent, probabil sunt în tranziție sau care este scopul lor? Da, din experiența orelor care s-au scurs de când suntem aici și din discuțiile avute cu persoanele care lucrează în vamă, într-adevăr, cea mai mare parte a refugiaților nu rămân în granițe, ci doresc să ajungă fie la prieteni, la cunoscuți de aici, din România, sau chiar să meargă peste, să treacă, să iasă din România, să meargă spre Italia, spre Bulgaria sau spre alte zone ale Europei. De aceea, perioada scurtă, de exemplu de ieri, noi am avut, începând cu ora 11, am primit în centru, am adus în centru din graniță doi câte doi familii, tineri, care vor rămâne până astăzi, unii dintre ei probabil vor rămâne și mâine, urmând ca apoi să se îndrepte spre diferite alte zone. În acest moment avem persoane care au plecat deja din centru spre Italia, venind prieteni aici să ia legătura cu ei și să meargă împreună. Am avut o familie care ar trebui să ajungă în Iordania, în această dimineață a plecat spre București. Avem un număr de 8 tineri marocani, studenți în Ucraina, care urmează după amiază să plece spre București pentru a se îndrepta apoi spre Maroc. Celelalte persoane sunt familii din Ucraina care în orele următoare vor trebui să vadă exact
dacă prietenii sau cunoscuții care sunt în România vor putea ajunge în această zonă. Dacă nu, vor mai rămâne până mâine, probabil, sau cel târziu, încă o zi. Noi avem și posibilitatea ca persoanele care trec prin centru să poată ajunge în diferite centre, în diferite locații din Iași, zona Romanului, unde am luat legătura cu congregații religioase care și-a manifestat disponibilitatea să primească pentru o perioadă mai îndelungată. Însă până acum nu am primit nici o cerere în acest sens. Așteptăm să vedem cum vor decurge lucrurile în orele următoare și în zilele următoare. Probabil totul se schimbă de la o oră la alta și în funcție de situația care se schimbă acolo, pe teritoriul Ucrainei. Într-adevăr, ceea ce am observat deja de sâmbătă, intrarea în România este anevoioasă datorită faptului că, cel puțin în partea ucraineană, cozile sunt foarte lungi, documentația probabil este stufoasă, trierea persoanelor care pot intra în țară este destul de rigidă. Chiar ieri am ținut legătura și cu un grup de tineri studenți din India care căutau să intre în România, dar nu li s-a permis, întrucât era foarte aglomerat în vamă și s-a dat precedență persoanelor din Ucraina. Într-un târziu am înțeles că o parte dintre ei au reușit să intre în România și chiar să plece direct spre București. Am înțeles. Care este, să spunem așa, atmosfera pe care ați văzut-o? De ce au cel mai mare nevoie cei care trec acum granița? Cine sunt cei care trec granița și cum sunt ajutați în mod, să spunem, cel mai practic, așa, la primă mână? Pentru că am văzut, din fericire, mobilizarea multor persoane, nu doar asociații și organizații, care efectiv au venit să le ofere orice le-ar putea fi, să spunem, de folos în aceste momente. Într-adevăr, în graniță s-au mobilizat foarte multe persoane private, cu inițiativă și dornice să ajute. Probabil acest lucru la început a creat și puțin haos. N-a fost o coordonare. Între timp s-au mai clarificat puțin lucrurile, dar rămâne în continuare de lucrat pe acest segment. În graniță am observat că este, în primul rând, multă determinare din partea organizațiilor și asociațiilor care oferă hrană, care oferă și îmbrăcăminte și materiale de igienă, în așa fel încât cred că cei care intră în țară nu ar duce lipsă de aceste. Ceea ce însă reprezintă o problemă este vremea. Noi aici, astă noapte, a nins destul de tare și a fost și frig, a coborât mult sub zero temperatura, fapt care a determinat și actualmente la centrele de primire în vamă sunt amplasate, amenajate niște corturi, un număr de 30 de corturi, și acolo chiar astăzi am fost anunțați că este destul de rece și unii doresc să caute un loc mai călduros, unde se poată avea și puțină căldură. Este multă frică, teamă. Pe chipul persoanelor care intră în țară am întâlnit foarte, foarte multă teamă. La primul grup pe care l-am întâlnit aseară, până să urce în mașină, să aibă încredere că într-adevăr li se oferă sprijin, a durat ceva vreme, a durat și a trebuit oarecum voluntarii care cunoșteau limba ucraineană chiar să insiste, să aibă curajul să meargă, și într-adevăr a fost pentru ei o experiență deosebită, căci au dormit doar 4 ore după 3 zile de nesomn, și când dimineață au venit și prietenii și a trebuit să trezim cele două tinere, a fost foarte greu să le trezim pentru a putea se putea ridica și a merge mai departe. Este multă oboseală, dar este și un ambient care transmite multă,
multă încredere și multă deschidere din partea oamenilor spre a ajuta cu hrană, cu ceea ce este necesar, cu ceea ce oamenii în acest moment ar putea avea nevoie, chiar din granița, chiar din momentul. O altă problemă care cred că este prezentă este faptul că până ajung să fie preluați de voluntari, până ajung să fie preluați de mașinile care se transportă spre Siret sau spre Suceava, mulți dintre ei stau afară, întrucât aseară, cel puțin din câte am înțeles, corturile din vamă erau pline. Și cât am stat și eu în vamă, într-adevăr, am văzut persoane care erau în așteptare, probabil unii dintre ei în așteptarea persoanelor pe care le cunoșteau ca să poată fi preluați, alții însă în așteptare spre a putea găsi o mașină și să se îndrepte spre locațiile pe care le-au în vedere. Amintați de acești voluntari și chiar și de voluntarii traducători, să spunem așa, și asta era o următoare întrebare. Probabil sunt și persoane care cunosc doar limba ucraineană. Cum reușiți să comunicați cu aceste persoane? Cum reușesc să se înțeleagă? A fost o frumoasă surpriză. Am întâlnit voluntari foarte disponibili în graniță, voluntari care cunosc limba ucraineană, care cunosc și limba engleză, care au stat la dispoziția atât a persoanelor care intrau în țară, cât și a celor care și-au manifestat disponibilitatea spre a prelua. Deci, din acest punct de vedere, cred că cel puțin noi am avut o colaborare foarte, foarte bună cu trei tineri voluntari cu care constant am fost în legătură prin telefon și ne-au furnizat informații, s-au interesat să vadă câte locuri mai avem, ne-au chemat când au considerat că refugiații își încheie oarecum documentația pentru a mai câștiga puțin din timp și a nu-i face să stea prea mult afară. Din acest punct de vedere, cred că comunitatea sau organizația ucrainenilor din România, chiar am apreciat acest lucru, s-a organizat foarte, foarte, foarte bine și în această dimineață persoane de diferite vârste și tineri și foarte tineri și persoane mai în vârstă de 60-70 de ani și-au manifestat dorința, am înțeles că sunt și acum în graniță spre a oferi sprijinul, ajutorul pe care pot să-l ofere. Dar cine sunt acești voluntari? Fac parte dintr-o organizație sau sunt și persoane fizice, să spunem, care au dorit să dea o mână de ajutor? Sunt și persoane fizice. De exemplu, deci în general cred că sunt cei care traduc sunt din organizația ucrainienilor. Dar sunt și persoane care aseară, de exemplu, spre dimineață, am luat legătura cu un tânăr care a venit și din Germania. El este din zona Botoșanului, s-a stabilit de ceva vreme, de 7 ani în Germania, iar acum a venit pentru câteva zile tocmai pentru a face voluntariat și a transportat refugiați din vamă în orașul Siret, în centrele unde se face centrele de primire. Deci sunt voluntarii, nu au neapărat, este doar figura voluntarului, care poate fi și dintr-o asociație, care poate fi și o persoană fizică care și-a manifestat disponibilitatea să fie prezent acolo. În această dimineață, o doamnă chiar ne-a spus dacă refugiații care sunt în centru doresc să servească ceva cald, o supă, să știți, părinte, că eu o voi pregăti și vă stau la dispoziție. Deci găsim foarte multă disponibilitate și omenie din partea persoanelor care sunt aici în zona. Pe de o parte din partea persoanelor, pe de altă parte am văzut și în comunicarea pe care ați dat-o alături de fotografiile pe care le-ați postat pe pagina de Facebook a Centrului Diocezan Caritas Iași, foarte bună colaborarea, comunicarea și cu, pe de o parte, primăria Siret, pe de altă parte am văzut clădirea care a fost pusă la dispoziție, vine din partea parohiei romano-catolice Nașterea Sfintei Fecioare Maria din Siret. Vedem așadar cum mai multe organizații și asociații și entități se pun în comun în aceste momente. Într-adevăr, această experiență a fost foarte bună chiar de la început. Înainte de a ajunge în Siret, în urmă cu 3 zile,
am luat legătura și cu primarul din Siret și cu centrul de asistență socială din Siret, cu părintele Carmil, care ne-a vorbit despre această posibilă locație, și prin această legătură, într-adevăr, am fost informați în așa fel încât să nu facem pași hazardați în care să poate să adăugăm haosului care era alt haos. Și atunci am încercat să mai întâi să creionăm un plan în care să putem desfășura această activitate în diferite etape, în care să avem foarte clar un centru unde care poate oferi condițiile necesare, iar de aici, în cazul în care sunt persoane care doresc să aibă un loc stabil pentru o perioadă mai îndelungată, să știm că putem îndrepta respectivele persoane spre aceste centre. Iar în acest moment, chiar și dimineața am avut diferite discuții și cu asociația Colping, și-a manifestat dorința de a primi refugiați și în zonele din Bacău și în zonele din Brașov. Am fost contactat și de Caritas Câmpul Lung Mușel, manifestând această disponibilitate. Dacă e cineva care dorește să rămână o perioadă mai îndelungată, respectivele locații sunt disponibile, respectivele programe oferă și această posibilitate. Cum putem ajuta noi în mod concret de aici, de unde suntem, poate unii la Iași, poate unii în Italia, Spania, poate alții în nordul sau sudul țării? Cred, în primul rând, multă rugăciune, după care, cu siguranță, noi aseară am postat pe site și am rugat părinții paroși și decani să se implice într-o colectă care ar putea veni în sprijinul persoanelor care sunt în necesitate în acest moment, dar ne gândim că această acțiune nu vizează doar situația acestui moment, pentru că războiul produce situații pe care noi nu le putem controla și de durată, și din nefericire în timp se vor vedea urmările și noi atunci va trebui să intervenim. De aceea tot ceea ce credincioșii pot oferi din punct de vedere material, prin acțiuni comune, ne gândim, de exemplu, la nivel de decanat aici în România, dar și în afară, este binevenit pentru acest moment, dar și pentru viitor, când va trebui să intervenim poate într-o altă manieră, în răspunzând altor nevoi pe care refugiații le au, sau persoanele care au rămas în Ucraina acum în război le vor necesita în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat sau îndepărtat. Cu alte cuvinte, putem face și noi ceva. Stăteam de vorbă chiar zilele trecute cu niște prieteni și spuneau nu am avea unde să primim o familie, dar am vrea să susținem ca și cum am putea plăti pentru ei, nu știu, căldura, curentul și ceea ce ar mai consuma. În acest sens, putem face donații și bănuții să meargă spre aceste proiecte care deja îi susțin pe refugiați? Este cu siguranță. Noi am postat deja pe site și conturile în care s-ar putea face donații pentru a sprijini tot ceea ce înseamnă. Imaginați-vă, noi suntem o echipă și implicăm și voluntarii care de la o zi la alta trebuie să ne succedăm aici la graniță. Noi astăzi, cei care am venit în zilele trecute, vom pleca, vor veni alți colegi care ne vor lua locul. Acest lucru comportă și consum de carburant și iar aici în locație energie și tot ce înseamnă gaz, care toate știm cum sunt aceste timpuri, într-o zi va trebui să fie achitate facturile și cu această cale mulțumim foarte mult părintelui paro care și-a manifestat disponibilitatea spre a oferi această locație care este în acest moment caldă, că am avut căldură toată noaptea și cu siguranță și astăzi, parcă aceste zile și cu siguranță și zilele următoare.
Părinte Iosif, noi vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Știm că timpul este foarte prețios acolo și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți împreună cu voluntarii, împreună cu Caritasul și o să mai apelăm la dumneavoastră să vedem cum stau lucrurile și de ce nu, în ce mod s-au și schimbat poate anumite lucruri care necesită și din partea noastră, de ce nu, un ajutor, pentru că, așa cum scriați și în comunicarea dedicată acestui eveniment, așa cum ne îndeamnă și biserica, nu putem rămâne indiferent și nu putem cădea pradă ideii că noi nu putem face nimic pentru că suntem la distanță. Un mare adevăr. Mulțumim foarte mult celor care au inimă mare și într-un fel sau altul sunt atenți la aceste proiecte și consideră că trebuie să fie prezenți după puterile lor. Mulțumesc în mod special persoanelor care se implică fiind prezente și în activitatea concretă. Mulțumim, să știți, și persoanelor care devin beneficiari ai acestor activități, pentru modul în care și ei simt că, într-adevăr, se face un act de iubire și ei sunt disponibili în a colabora pentru ca, într-adevăr, acesta să fie un act de iubire de plin, aducând și ei aportul lor, prin modul în care se comportă, prin modul în care conștientizează că trebuie să fie atenți și la semeni și la persoana care este alături, pe care poate trebuie să, de care trebuie să aibă grijă, pe care trebuie să o sprijine, și am văzut și aceste gesturi atât în graniță cât și în centru de primire. Așa încât fiecare dintre noi are o responsabilitate și sperăm ca bunul Dumnezeu să ne dea lumina și înțelepciunea să o realizăm. Așa să ne, abonăm, și... să ne dea bunul Dumnezeu. Amin. Să ne ajute Domnul. Mulțumim mult. Zi cât mai ușoară în continuare și să auzim vești doar de bine și de pace și de acolo, dinspre Ucraina. O zi frumoasă în continuare vă dorim. Mulțumim. A fost o noapte albă și sperăm ca această zi să fie o zi binecuvântată pentru toți cei care, într-un fel sau altul, au nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa să fie. Mulțumim. Asemenea vă dorim. A fost alături de noi până în acest moment prin telefon părintele Iosif Iacob, directorul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, care asociație este prezent la Vama de la Siret, ajutându-i pe refugiați. Chiar și părintele Iosif Iacob ne-a vorbit chiar de acolo. 10 și 41 de minute, acum revenim după un scurt popas muzical.